sau... Dudu Andreea, taică-su a fost... Până la 14 ani n-am avut probleme cu el, decât că eu aș fi vrut să vă iau cronologic ușor, să nu sărim de acolo până acolo la vârste diferite, pentru că fiecare vârstă a avut peripețiile ei. Îl băteau și ei, nu? Dacă, păi era de trecut cu vedere așa ceva? Nu era, da. I se aplicau acele corecții, păi, de care el a vorbit. Orice copil ia. Ce să mai vorbim? Da, că m-a bătut când eram mic. Credeți că este cumva și vina părinților pentru că i-au aplicat anumite corecții când era mic? Credeți că există și o vină? Înțeleg dacă îl băgau la beci sau îl maltrata, de unde... Bătăi care se dau la copii, așa, pentru năzdrăvănile care le făceau. Până la 14 ani n-am avut probleme cu el. Mama mea, în perioada 10-14 ani, exact în perioada 10-14 ani, când tatăl meu era foarte mult plecat în Occident, anii 86-90, eu cu tatăl meu avem toate aceste lucruri, repet, înregistrate, tocmai ca să nu existe interpretări vreodată cum că n-ar Călin, fi așa lucrurile. Călin, iartă-ne, în perioada au trecut acele două minute, în perioada după aceea, o scurtă între pauză. 10 și 14 ani ai mei, mama mea, Madalina, Călin, soția tatălui meu, mă bătea foarte tare. Călin, intră publicitatea peste noi, însă vreau neapărat să-mi povestești acel episod. Revenim imediat. Să ne povestească mai bine ea nouă cum se urca pe masa din sufragerie și mă prindea într-un colț ca pe șoareci, că ea a povestit și cu tentă de haz chestia asta în alte emisiuni, da? Cum mă prindea în colț și îmi dădea și eu întrebam... Deci se urca pe masa din sufragerie, da? Mă prindea într-un colț și eu întrebam, dar nu ți-e milă să dai în carne... din carnea ta și a luat în râs chestia asta. Uite ce excroc sentimental. Și mi-a făcut asta între 10 și 14 ani. Până la 14 ani n-am avut probleme cu el. Era vorba de ce a făcut, Petrică de când există el. Că l-am bătut noi, adică există vreun părinte care uneori nu-și bate copilul, plus că ce a făcut el în decursul școlii și asta o știm, știe toată lumea. O știm noi și o știe și toată lumea. Și asta înseamnă că țara asta ar fi într-un proces continuu cu copiii fiecăruia, de câte ori îi bate și pentru ce îi bate. El a fost un copil care a fost crescut rău? Dar el așa susține. Și de mine ce spune? Că l-am alergat pe masă, că eu l-alergat. Și dacă îl băteam pentru ce-ți făcea ție? Că pe balcă nu mi-aduc aminte. Da. Și când fie când îmi spuneai asta, eu puteam să nu-l bat? Când mie îmi spuneai așa ceva, puteam să nu dau în el? Eu asta aș fi vrut să fac o împăciuire cumva. Până la 14 ani n-am avut probleme cu el. Eu vreau să vorbesc cu tine un lucru extrem de sensibil și vedem fotografii cu familia din diferite momente. Tatăl tău este căsătorit. Da. Femeia cu care este căsătorit e mama ta? Ceea ce consider eu despre mamă, în general. Și probabil ceea ce simt marea majoritate a oamenilor despre mamă și oriunde citim în vreo carte, oriunde vedem în vreun film, nu s-a regăsit deloc în ceea ce mi-a arătat mie nevasta tatălui meu. Da, stai un pic, nevasta tatălui tău, eu când am citit chestia asta, nu mi-a spus niciodată te iubesc, de exemplu. Ție mama ta ți-a spus vreodată te iubesc? Normal. Ne, mie nu. Și chiar făcea un titlu de glorie din faptul că ea nu e prea drăgăstoasă. Eu, dacă aș fi femeie, dacă aș fi mamă, n-aș putea să fac nimic din lucrurile pe care ea... Dar tu când erai mic, te loveai, nu plângeai în brațele ei? Ba, chiar o întrebam când dădea cu joarda mine să urca pe masă și tot dădea, mă prindea într-un colț. Și la un moment dat am întrebat-o. Ea a povestit chestia asta și la Teo odată într-o emisiune. Lua cablu de la video. Știi cum e cu cablu de la video când ți-o iei? E cu bășici de alea, mișto, cu dungi pe tine. Erai copil. Nu studiam la pian sau, nu știu, spărsesem un geam, dar n-am făcut huliganisme, n-am avut nici vreo corigență vreodată, adică să nu crezi că... Ok, eram zburdanlic, am înțeles. Aici da. Sunt poze cu mamă, cu ea, nu? Cu mama da. Soția lui Petre Giabanșu, că i-am avut aici ca familie. Repet, în momentele acelea, eu chiar eram uluit, fiindcă, ok, să te trag de ureche, să-ți dau o palmă la fund, să nu știu ce, primeau toți
copii corecții de genul ăsta, nu e asta o nenorocire. Că am auzit pe multă lume spunea, da, domnule, dar toată generația a fost, lor a fost puțin mai dură, că așa era stilul. Ok, dar ajunsesem să întreb, în timp ce îmi plângeam, zic, dar ție nu ți-e milă să dai în carne din carnea ta? Așa ajunsesem să întreb, adică eram absolut siderat cu mintea mea de copil. Între 10 și 14 ani s-au întâmplat chestiile deci astea. Nu vrei să, cum, până când am ripostat. Dai, la un moment dat am ripostat. Cum i-a zis, nu ți-e milă să dai... Nu ți-e milă să dai în carne din carnea ta. Și ea chiar ea a povestit lucrul ăsta într-o emisiune. Zică, ha, ce excroc sentimental. Nu, eu vorbeam serios, eu eram chiar siderat. Cum poți să dai atât până să te doară mâna? Adică curgea sânge din... Nu, se umflau pieile, nu curgeau. Eram de la pieile roșii în momentele alea. Și spui că ai ripostat. La vârsta de 15 ani, odată cu aburii Revoluției, că așa am prins anii respectivi, momentul în care am ripostat, a fost și momentul din care, sau de la care, nu mi-a mai fost dată nicio palmă din partea ei. Și auzi ce motiv. Luam o cană din cuptorul cu microunde, era plină cu lapte. Am o cană, cuptorul cu microunde. Și apropo, să fac o paranteză, tot ea într-o emisiune povestea, e da, eu îl băteam cu cablul de la video. Cine mai avea video pe vremea aceea? Adică o dăm cu tentă de glumă, știi? E, luam din cuptorul cu microunde. Cine mai avea cuptor de microunde, cu microunde pe vremea aceea? Era cam plină cana și m-a fript. Și am mișcat-o și am drum spre masă și am... S-a căzut lapte, ba, s-au căzut câțiva strop, da, de lapte pe jos. Și zbang, mi-a ars una, dar direct peste mână și peste cană. Nu vezi că ai pătat covorul cu lapte? Deci nu conta că erau pe pereți cioburi și lapte de tot din cană, ci conta faptul că eu am dat 2, 3, 4, 7, 9 picături de lapte pe covor. Și ăla a fost un moment în care efectiv am avut blank. Efectiv am avut un blank și în momentul ăla am ripostat, zic, din clipa asta tu nu mai dai niciodată în mine. Să înțelegi clar. Și într-adevăr, prin acea riposta a mea, ba chiar am lipit-o de perete. Din momentul ăla nu a mai dat niciodată în mine. Deci asta ne arată că suntem oameni sau animale. Știm de frică sau simțim lucruri. Bun. Sunt lucruri care nu ți-au convenit. Mi l-ai exemplificat, mi-ai adus argumentele. Cea mai mare parte pot să le accept, nu e o problemă, nu le accept. Nu, deci nu sunt la... Nu, domnule, nu vreau eu să... Nu, ba nu, așa mi-ai zis, că dacă tu să-i cere... La orice, nu e adevărat. Nu e adevărat. Demagogie. Da. De demagogie de moment. De ce? Fiindcă tu mi-ai dat exact în ziua când a murit doamna Plata, mi-ai dat mesaj că dacă... mi-aș cere eu, adică tu, să-ți cer scuze în fața mea pentru lucruri, s-ar da peste cap relația dintre tată-fiu, îți dai seama, Căline, că nu mai există așa ceva? Păi da, păi susțin și acum același lucru. Adică tu dacă vrei să spui așa, domnule, mamă, mi-ai făcut atunci, m-ai drăzat de sculț. Deci ai... Și peste an ai tu 5-6 chestii de-astea care ți-au rămas de la mine, în asta să... 5-6 și dacă sunt vreo 20, ce faci? Bun, și da, grave. Și în astea să rezumă relația mea de tată, că mi-ai spus că... Ți-am spus că nu la asta se rezumă. Păi, dar ți-am spus în scris? Păi, astea sunt episoade izolate, am spus clar. Și atunci, între alți părinți și copii, există niște situații de te doare capul. Păi dacă ar trebui să... Nu te doare capul. Nu e adevărat. Eu n-am mai avut alt coleg care să-l văd târât de sculț în școală și cărap în clasă. Nu am mai văzut. Simplu, și aveam 1000 de colegi. 1000 eram. Dar nu putem noi să jucăm acum fotbal și acum brusc? Să iei o decizie ca... Nu merge. Ai sezat foarte corect aspectul ăsta și așa este. Aici mă recunosc. În fața celor. Da, ca să zic că, domnule, nu e de la care acoperă. Și profesorul zic că, băi, înseamnă ce părinți sunt. Dar, domnule, stați liniștiți că veghez la chestie. Am zis de atunci, dar era abuziv. Asta recunosc. Asta este. Păi asta e baza problemei. Asta e adevărat. Că altfel n-ai făcut ale. Nici cu furtunul cu Mălina, nici cu plimbatul prin școală. Adică să dau satisfacție și eu lui, să zic că, băi, dacă nu e chiar da, așa. Da, nu mă lași pe mine neîndreptat.
Nu ca ăla care îți bate copilul pe stradă și ăla să vină și îi bate copilul. Tatăl nu în loc să... Știi că... Adică, prima chestie e obligatoriu să nu facă ăla, știi? Prima chestie e obligatoriu să-ți aperi copilul. Orice ar fi. Bine, îl aperi copilul, după aia te-am pus să-l bați pe ăla. Îl chem pe părinte și vorbești frumos. Sau te bași cu părintele, mai rău. Adică nu... Din chestia asta, eu vreau să fac să se stingă chestia, când am aplicat chestia asta, să vadă... Da, ai lăsat-o, m-ai lăsat pe mine da, încărcat. Da, ești tu, ai rămas încărcat. Aici este adevărat. Asta e problema. Da, da, unii care îl bat pe copii zilnic și nu știu ce, și câte și mai câte mai fac. Bă, tu sau mă băteai, sau mă băteai sau în sau așa fel, sau să mă puneai să-mi arunc jucăriile cu mâna mea pe ghiena, adică de-alea de Auschwitz direct... Nu știu cât de des sau cât de tare, încât mă pișeam pe mine. Încât mă pișeam pe mine totodată. Că dacă când te vedeam. Că, mamă, când te vedeam. Mama, așa nu, dar asta arată. Asta arată. Păi și atunci, cum mă mai iubeai tu, mă, pe mine? Tati, este simplu. Că dacă unul care îți face așa ceva, nu ai cum să-l mai iubești. Știi de ce iubești? Hai că-ți spun, tati, cum funcționează. Ia spune cum funcționează. Îți spun foarte simplu. Dacă bagi un câine în portbagaj și un om... Da, și cine se bucură când se rău. Tu erai câinele ăla. Exact. Te bucurai de... Ăla eram când mă luai tu și mă frecționai așa frumos pe picioare, pe mânuțe dimineață, în comparație cu Codoi care mi-a prindea lumina brusc ca la interogatoriu la Stalin. Hai! Da. Da. Și eu mă bucuram din orice firmitură. Mi-o dădeai tu și timp alocai pentru a petrece cu mine și la augmentam în așa fel încât să-mi ilustrez cumva o imagine idilică asupra ta. E bine dacă ai gândit așa. Pentru că ai simțit și tu din partea mea același lucru, că altfel nu făceai. Nu. Da, da, atunci da. Mai mare era durerea mea, sufletească, nu vorbesc de aia fizică, când te apucau pandaliile și veneai pe fond de așa, de ok, tot în regulă, și veneai cu una din alea 20, pe care la oricare ne uităm e grotească. Oricare e grotească. N-are nicio legătură. Și a arătat un dezechilibru și o fire colerică pe care nu cred da, că nu ți le știi. Da. Eu da, nu da. Comentez și, sau contest ce avem fiecare, că te născuți într-un fel. Da, da. Sau de ce n-ai venit? De ce n-ai venit tocmai acum? Eu m-am așteptat din partea ta tocmai că știam vorba aia. Nu lăsa Căline lucrurile neîndreptate, că ele se agravează. Nu lăsa pe cineva să creadă ceva greșit. Vino și îndreaptă. Asta mi-ai învățat de mic, da? Mă, m-ai învățat asta sau nu? Corect. Și am așteptat să văd cum vei aplica tu chestia asta. Știind că, ok, totul ne e bine, în regulă, și vedeam că nu vii să îndrepti nimic din alea. Să nu ai și tu o discuție cu mine odată, bă, Căline. Hai să zic și eu ceva, uite, bă. De cursul timpului, uite, noi am avut relația, am avut, au fost frumoase. Bă, dar am făcut niște chestii care nu trebuia să le fac. Îți dai seama cum mă despovărai pe mine? Îți dai seama cum te despovărai pe tine? Am spus că, domne, mai spus că nu ți-a părut rău când mi-a aruncat aia sau cum ai dus desculs pe la școală și a zis, bă, mi-a părut îngrozitor de rău, dar era făcută. Că, bă, da, ai venit să-ți ceri după aia scuze? Și a spus așa, păi, ți-am dat exemplu că de-aia, uite, mi-am văzut aminte. Deci tot eu am provocat. Și când bat cățelul și mă, dar cum să-mi fac copilul, sigur că îți pare rău. Dar e făcută, ce să mai... O clipă. Tu poți să compari chestiile alea, duritățile alea cu bat cățelul? Băi, acum nu, eram sigur că am avut, nu, vreau să spun că până și de ăla îți pare rău. Unul la mână, doi la mână. Deci dacă eu nu te întrebam, bă, ție chiar nu-ți pare rău. Deci tot eu am provocat starea de împăcare. Deci tot eu am deschis cercul acela de echilibru. Tu ai fi mers pe blat. S-a întâmplat. Asta e. Deci tu n-ai deschis vorba. Nu, deci da, asta nu deci apreciez eu. Deschis vorba pentru că asta nu apreciez. Sunt lucruri în timp care tu crezi că n-au rămas undeva? Bărănică, la tu, câte... Dar, ca drept dovadă au trecut 20 de ani. Și tu ai început să scormoniți. Nu este scormonit. Sunt lucruri grave întâmplate. Sunt episoade foarte dure. Astea marchează un copil, tati. Astea marchează un copil. Când se marcheze, mă, când s-a întâmplat asta, când în clasa, când aveai 8 ani sau 10 ani, că când am poate... Am patra. A, patra și cu așa cât? 10 ani, 10-11 ani. Bun, de la 11 ani și totul a decurs între noi extraordinar, pe cum? Că, ai, zici tu că eu... Da, tati, mi-a rămas în suflet, ca drept dovadă, am 40 de ani și încă mă doare. Acum, l-ai scormonit tu acum. Cu ce scop? Am ceva de câștigat? Ce am de câștigat? Păi nu știu, că chiar... Nu, tati, vreau acea echitate, acel echilibru. Păi atunci fiecare, iar fiind la vorba care ai spus tu, că înseamnă că fiecare copil îl ia pe părinții lui, unii care au pățit-o rău, i-au ținut nemâncați, cine știe ce le-a mai făcut, că auzi, că se întâmplă peste tot. Păi de-a pot fi dat și judecată. În 80% din cazuri.
Și poți fi dat judecata aceea, dar nu 180%. Și să mă iau de nu știu când m-a bătut atunci sau m-a bătut atunci. Nu m-a bătut tati. Alea nici nu sunt... Unul la mână. Te-au rănit, că alea dor mai tare decât o bătaie. Cine mă bătea, mă bătea cu doi. Dar s-a liniștit după 14 ani. De ce ai animal? Eu doar când am ripostat, atunci s-a liniștit. Până la 14 ani n-am avut probleme cu el.